Pacea Domnului Iisus. O cântare deosebită, un imn special adresat Domnului Iisus Hristos, merită. Merită. Dacă avem această perspectivă a gloriei, a dimensiunii infinite și a splendorii Domnului Iisus Hristos, merită să fii creștin. Merită să-L urmezi. Merită să faci decizii pentru El. Merită să fii aproape de El. Bun venit tuturor celor ce în dimineața aceasta ați venit în căutarea celui ce este glorios, este frumos și ne face viața cu sens. Deci încă o dată, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În dimineața aceasta mă frământă un lucru și anume, ce înseamnă să fii creștin și de ce suntem creștini? Pe străzile gândirii se naște o întrebare și anume de genul ăsta. Dacă nu m-aș fi născut eu aici în România și m-aș fi născut puțin mai încolo, dincolo de Gange, ce religie aș fi avut? Ce religie aș fi avut? Și? Aș fi fost hindu? Aș fi trăit hindu? Aș fi murit hindu? Dar ce numai de pe partea asta a pământului ia Dumnezeu oamenii în împărăția Lui, pe partea cealaltă nu mai ia pe nimeni? Știți, în momentul în care Alexandru Macedon a plecat de acasă cu astea lui, a plecat dintr-o țară cu obiceiuri, cu tradiții și au zis, domnule, așa e ca la noi. Și au plecat, au trecut un hotar, au trecut al doilea, au trecut al treilea și cu cât treceau mai multe hotare, cu atât descopereau că nu e ca la ei acasă. Chiar nu e ca la ei acasă. Adică la ei acasă se credea într-un fel, dincolo se credea în altfel. Până când au ajuns în India și acolo au descoperit poligamia și alte lucruri și au zis nu e nicio problemă, 10.000 de ostași ai lui, a făcut o nuntă generală și s-au căsătorit cu 10.000 de... femei de acolo, ceea ce era total neobișnuit la el acasă. Cum de a ajuns la răsturnarea tuturor valorilor așa, într-un singur marș? Cum de a ajuns acolo? A zis că, domne, din câte vedem noi, lucrurile sunt relative. Adică la noi acasă într-un fel, dincolo e altfel și dacă mai ajung și în altă parte, e și mai altfel. Și atunci, din toate lucrurile astea, ce e adevărul? Poftiți? Adevărul e relativ. Evident că da. Când stai într-un sat, de când te naști până când mori, ai impresia că ceea ce e în satul acela e literă de lege. Dacă ieși cumva din satul tău și te muți în alt sat, va trebui să mai schimbi puțin. Din cauza asta, Pilat, care era un exponent al Imperiului Roman, imperiu care trăia peste, sau care domina peste multe obiceiuri, peste multe tradiții, peste multe religii, și înțelesese relativismul ăsta. Stai, frate, că în Siria e diferit de Macedonia și în Macedonia este diferit de Spania și așa mai departe. Și fiecare e cu zeul lui, fiecare cu religia lui. Bun. Și când Domnul Iisus Hristos îi vorbește despre adevăr, el se întoarce la el și ca un om trecut prin multe și confruntat cu lucrurile astea, îl întreabă simplu, tu chiar crezi că există un adevăr? Îi spune simplu, ce e la adevăr? Ce e adevărul? Aș vrea să vă iau cu mine într-un fel de gândire. Și în final să ajungem la Sfânta Scriptură, să vedem cum ne învață Scriptura în legătură cu Dumnezeu. Dar, haideți puțin să începem așa. Maleahi, capitolul 1, versetul 11. Aș vrea, dacă se poate, să mă ajutați cu textele puse pe ecran, media. Deci, Maleahi 1 cu 11.
spune căci de la răsăritul soarelui până la sfințit, numele meu este mare între... Unde? Între neamuri. Și le spune treaba asta cui? Cui le spune asta? Evreilor. Le spune, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu. Păi cum se arde tămâie în cinstea numelui meu când știi bine că asirienii ardeau tămâie la zeul lor, babilonienii la Tamuzul lor și așa mai departe. Fiecare, unul Tamuz, altul Marduk, Isis, Osiris. Cum ard tămâie înaintea numelui meu? Se aduc darul de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștilor. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Înseamnă asta... Există o tendință foarte puternică astăzi în care spun, care presupune sau susține, domnule, este un singur Dumnezeu, corect? Corect. Este un singur Dumnezeu. Iar noi, oamenii, suntem o mulțime. Calea către Dumnezeu este așa, ca și cum ai urca pe un munte. Urci, 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 cu cât urci mai sus, cu atât muntele se îngustează și ajungi pe vârf. Și pe vârf este Dumnezeu. Și se spune în jurul meu, unul urcă pe aici cu un soi de tradiții, altul urcă pe aici cu un fel de învățătură, altul urcă pe aici, dar până la urmă ne vom întâlni toți unde? În vârf. Asta vrea să spună textul. În momentul în care studiam istoria comparată a religiilor, am ajuns la concluzia că respectivii susțin, spre exemplu, yoga nu este altceva decât o cale mai rapidă de ascensiune sau de ajunge la Dumnezeu. Așa susțineau dumnealor. Atât. Adică creștinii merg într-un fel, mai lent, dar yoghinii ajung mai repede. Am fost la un moment dat într-un platou în care vis-a-vis la o emisiune de televiziune stătea un rabin care a susținut următorul lucru și anume voi, creștinii, ați ales o cale mai ușoară de a ajunge la Dumnezeu, harul și așa mai departe. Dar nouă Dumnezeu ne-a dat o cale mai îngustă și mai grea. Cu alte cuvinte, oameni buni, alegeți-vă calea, pe acolo sau pe dincolo și ajungem toți la El. E corect? E corect? Asta este felul în care se gândește astăzi. Haideți să vedeți că felul ăsta de a gândi nu e nou. Vă aduceți aminte de întâmplarea cu Iona? Iona se îmbarcă pe corabie, pleacă departe de fața lui Dumnezeu. Dumnezeu îl urmărește, stârnește o furtună. În mijlocul furtunii, corăbierii au făcut un lucru de bun simț, pe care îl iubesc foarte mult și îmi place foarte mult. Vă amintiți ce au făcut? Poftiți? S-au rugat. Erau oameni religioși. Bun. Credeau în existența unui Dumnezeu. Credeau în existența unui Dumnezeu. Ca urmare, au început să se roage, textul spune, fiecare la Dumnezeul lui. Ce-or fi gândit în momentul ăla? Evident, societate politeistă cu mai mulți zei, dar ce-au gândit? Roagă-te și tu, roagă-te și tu. Până la urmă, se duc și îl găsesc pe Iona și îi spun, auzi, scoală-te și roagă-te și tu Dumnezeului tău. Nu îi spun să se roage unui Dumnezeu anume, ci roagă-te și tu Dumnezeului tău. În ideea că poate o ajunge vreo rugăciune unde trebuie, știți? E așa, ca și cum ai arunca cu boabe în sus.
și zici, o cădea vreun bob unde trebuie. O ajunge o rugăciune la cine trebuie. Nu-și pun problema dacă există un singur Dumnezeu, dacă există mai mulți Dumnezei, dacă există un Dumnezeu adevărat, dacă există un Dumnezeu neadevărat. Nu. Ei spun, asta e starea de lucruri, hai să ne rugăm toți. Cam asta este lumea în care trăim. În ultima vreme, există o preocupare extraordinară să probăm existența lui Dumnezeu. Oamenii de știință spun, nu se poate, există un Dumnezeu dincolo de evenimente. Filozofia vorbește despre o cauză primară. Există un Dumnezeu. Toată lumea, mai devreme sau mai târziu, în această zonă postmodernă, începe să zică, domnule, trebuie să admitem că există Dumnezeu. Creștinismul, dintr-o dată, începe să se bucure și zice, e un mare lucru câștigat. Credem că există un Dumnezeu. Și lucrurile par așa. Aș vrea să vă întreb, știți de unde începe problema? Problema nu începe de aici. Problema începe din altă parte. Faptul că Dumnezeu există este un lucru de bun simț. Faptul că Dumnezeu există este pus în inima noastră. Când noi, datorită comunismului sau datorită unei alte ideologii, l-am scos pe Dumnezeu din sufletul nostru, noi am făcut o operație împotriva noastră înșine. A fost o durere teribilă la un moment dat să-L scoți pe Dumnezeu din viață. Am suportat durerea aceasta și am zis că, într-adevăr, Dumnezeu nu există. Dar, repet, Dumnezeu a pus gândul veșniciei în inimile noastre, ale tuturor. Sunt unele persoane care lasă ca gândul veșniciei să crească, sunt altele care îl sufocă. Dar este o problemă sau o atitudine personală a fiecăruia dintre noi. Când cineva sufocă gândul veșniciei, aceasta produce dureri, aceasta produce traume, aceasta produce moartea omului, dacă doriți. Foarte mulți dintre noi suntem morți pe dinăuntru, deși picioarele ne duc mai departe. Când Dumnezeu a murit din noi, bunul simț, naturalul existenței noastre se prăbușește. Din cauza asta, nu oamenii de religie, ci oamenii de artă și de cultură spuneau undeva la jumătatea secolului trecut, Dumnezeu a murit. Și datorită faptului că Dumnezeu a murit, a apărut absurdul în viața noastră. Știți ce presupune apariția absurdului? Apariția absurdului înseamnă că fără Dumnezeu viața este fără sens. Este împotriva legilor ei naturale. Oamenii de artă care au avut sensibilitatea aceasta deosebită au înțeles că fără Dumnezeu viața e zero. Și au tras un semnal de alarmă foarte puternic la jumătatea secolului trecut, în momentul în care ateismul înflorea peste tot. Și au spus, oameni buni, o să nebunim. Pentru că imediat după moartea lui Dumnezeu a declarat moartea omului. Și între cele două, absurdul a făcut ravagiu în gândirea umană, în felul de a fi al omului. Omul a devenit mașină, dar nu mai are sensibilități, nu mai are nimic. Am trăit o vreme în care omul a stat între viață și moarte. Și încă stă acolo. Când redescoperim, când readmitem existența lui Dumnezeu, nu facem altceva decât ne revenim cât de cât în fire, dar problemele nu s-au încheiat. Problemele încep de aici și mă reîntorc la ceea ce începusem să vă întreb. Știți de unde încep? De la un loc în care Dumnezeu a pus o piatră de potignire. Știți ce înseamnă piatră de potignire, da? Mergi pe drum și e asfalt. Și te-ai obișnuit cu asfaltul în așa fel încât n-ai nicio problemă. Și în mijlocul asfaltului există o piatră pusă expres
pentru ca să dai în ea. Foarte interesant. Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu a făcut un lucru de felul ăsta. Știți cum se numește piatra de potignire? O stâncă de cădere. Piatra de potignire și stâncă de cădere. Iisus Hristos. Iisus Hristos este marea problemă a ființei umane. E foarte ușor să fii de acord cu un Dumnezeu de tipul Deus absconsus. Știți? Un Dumnezeu ascuns undeva în univers care apasă pe butoane. Care apasă pe butoane. Stă la pupitrul universului, apasă pe butoane, se uită la noi precum vă uitați dumneavoastră la iPhone acum și vă uitați să vedeți câte ceva. Așa se uită și Dumnezeu la noi de departe. Este într-un colț de univers și își vede de treabă acolo. Toată lumea zice, e posibil așa ceva. Nu numai că e posibil, dar avem și nevoie de așa ceva, pentru că universul este prea mare pentru ca noi să zicem că suntem singuri în universul ăsta. E prea mare. Vă spuneam în dățile trecute când am fost aici că în ultimul timp oamenii de știință și-au propus ca prin măsurători să ajungă la exemple. Și un exemplu vis-a-vis de măsurători ar fi dacă ați reduce dumneavoastră galaxia în care ne aflăm noi, una din miile, milioanele de galaxii în care e format Universul, dacă ați reduce deci Calea Lactee la o distanță de 200 de kilometri, 200 de kilometri, de aici până unde? Constanța. Mulțumesc, Constanța. 200 de kilometri, atunci sistemul nostru solar ar fi de cât? Sistemul solar. Ce dimensiune ar fi? Noi zicem ceva minuscul, dar știți, în momentul în care avem și o cifră, punem punctul pe ei. 7 milimetri. 7 milimetri. Și acum, vă rog frumos, căutați dumneavoastră 7 milimetri pe o distanță de aici până în Constanța. Și spuneți-mi dacă ați găsit-o. Și în ăștia 7 milimetri, care e tot sistemul nostru solar, vedeți unde e Pământul. Și atunci, automat ajungi să spui, păi nu se poate, trebuie să existe ceva mai mare decât mine, pentru că eu nu sunt mare. Să fie foarte limpede, noi nu suntem mari. Noi ni se pare că suntem mari că ne uităm în jos, de la vârful pantofilor până aici, și mi se pare ce distanță imensă e. Dar dacă vreți să vedem cât suntem, ieșiți de seară afară și uitați-vă la stele. Și veți avea un pic din sentimentul ăla de infim în care suntem noi și veți vedea că de mici suntem. Ieșiți afară. Nu e nicio problemă. Deci, să spui că Dumnezeu există, e bine. Dar etapa a doua este fascinantă. Dumnezeu a pus o piatră de potignire, o pricină de cădere. M-am întâlnit la un moment dat cu o doamnă în Chicago. Avea în față o carte. M-am uitat, era o carte de înțelepciune orientală. Și am intrat în vorbă cu dânsa și am întrebat-o care e conceptul dumneavoastră despre Dumnezeu? Credeți în Dumnezeu? Sigur că da, Dumnezeu este peste tot. Zic, frumos. Și am mers mai departe și am întrebat-o, vă rugați? Întotdeauna. Cum vă rugați? La Dumnezeu? Da, la Dumnezeu. Și cine este Dumnezeu? Dumnezeu este o extensie a noastră. Și am întrebat-o, zic, da, înseamnă că vă rugați dumneavoastră înșivă? Da, nu e nicio problemă asta. Pentru că eu-ul meu face parte din marele eu. Credeți că Dumnezeu este interesat în lege și în ordinea lucrurilor? Absolut. Legea karmei și așa mai departe. Apropo, în
America, nu știu cum e aici, dar în America se înlocuiește din ce în ce mai mult cultura creștină cu o cultură orientală. Spre exemplu, este scris pe, la magazine, zice, nu fura pentru că altfel te pedepsește cine? Karma. De ce am simțit nevoia să schimbăm? E o altă problemă. Și vorbind cu dânsa, din ce în ce mai mult am încercat să duc lucrurile spre ideea de creștinism. Și n-aveam cum să le duc la ideea de creștinism, pentru că într-o lege credeau și ei, în existența lui Dumnezeu credeau și ei, în rugăciune credeau și ei, și a mai rămas un singur lucru să vorbesc. Despre Iisus Hristos. Și când a apărut Iisus Hristos în conceptul acesta de realitate universală, Iisus Hristos a făcut praf dialogul pe care îl aveam cu doamna respectivă. Pentru că în momentul când am vorbit despre cruce, crucea n-are nici o urmă de filozofie în ea. Adică, spuneți-mi mie, ce rost are crucea din punct de vedere al unui om care îl vede pe Dumnezeu în felul ăsta? De ce ar trebui Dumnezeu să o coboare și să moare pe cruce? Din ce cauză? Care ar fi necesitatea acestui lucru? Eu sunt foarte încântat de existența unui Dumnezeu, încă o dată, la butoane, care rezolvă existența acestui univers. Dar de ce ar trebui Dumnezeu să vină și să moară pentru mine aici? Este o problemă care... Și Apostolul Pavel vorbește despre lucrul ăsta și spune, dragii mei, crucea pentru neamuri care caută filozofie este o nebunie. Iar pentru lumea creștină care caută minuni, este ce? Nu? Crucea nu hrănește gustul de senzațional al ființei umane sub nicio formă. Creștinii în ultima vreme au dezvoltat un simț după minuni. Dacă observați unde se duc creștinii, ei se duc acolo unde se anunță, ei, bine, uite, niște lucruri extraordinare se întâmplă acolo și se întâmplă minuni și se ridică scaunele, cad oamenii pe spate și așa mai departe și se duc toți acolo pentru că există un gust al senzaționalului. La cruce nu găsești nimic din asta. La cruce ai de-a face cu un Dumnezeu condamnat care este mai slab decât omul care îl condamnă. Ori un Dumnezeu slab de felul acesta se pare că n-are ce căuta în mentalitatea noastră. Cum să vorbești unui om care dorește ca Dumnezeu să fie pretutindeni și să n-aibă, să fie seren, să fie deasupra tuturor lucrurilor? Cum să-i vorbești despre nevoia sau necesitatea crucii? Romani 9:33. Romani 9:33. După cum este scris, iată că pun în Sion o piatră de potignire și o stâncă de cădere și cine crede în el nu va fi dat de rușine. Pricină de potignire, stâncă de cădere pentru unii, pentru alții nu vor fi dați de rușine niciodată. Aici se împart drumurile. Aș vrea să urmăriți împreună cu mine câteva momente de pricină de potignire din Sfânta Scriptură și să le vedeți valoarea. Luca 7. Evanghelia după Luca, capitolul 7. Este vorba de momentul Domnului Iisus Hristos cu câteva zile înainte de crucificare. Am amintit exemplul acesta. Simeon, unul dintre oamenii de vază ai națiunii, îl invită pe Domnul Iisus Hristos la el acasă să dea un ospăț în cinstea lui. Îl așează pe Domnul Iisus Hristos lângă el, ei sunt amândoi în capul mesei și își invită
prietenii și așa mai departe, și masa este de o splendoare a vremii deosebită. El vrea să-i mulțumească Domnului Iisus Hristos pentru că îl vindecase de lepră. Fusese lepros și fusese vindecat. Gestul e frumos. În toiul ospățului însă se produce al doilea gest, care îl aruncă pe Simeon într-o zonă de rușine. Cu alte cuvinte, îl face de rușine. Gestul al doilea este făcut de o femeie care și ea fusese salvată de la moartea de Domnul Iisus Hristos, fusese salvată de la omorâre cu pietre, de la linșare, pentru că fusese acuzată că păcătuise. Era vorba de Maria, femeia păcătoasă. Sora ei era slujnică în casa fariseului. Cu ocazia aceasta, ea și-a făcut intrarea în mulțime. A dus cu ea un vas frumos de alabastru, plin cu mir. Parfum de cea mai puternică și cea mai pură esență. A intrat acolo. Și în timp ce Simeon îi mulțumea stând la masă, i-a început să-i mulțumească prăbușindu-se și sfărâmând vasul acela de alabastru și ungându-i picioarele și spune în altă parte și părul. Se obișnuia ca lucrul acesta în poporul Israel să aibă loc la încoronarea regilor, la încoronarea profeților, avea o semnificație cu totul și cu totul deosebită în cultura lor. Maria face lucrul acesta și în momentul în care face lucrul ăsta, cei de acolo nu pot să nu declanșeze un adevărat rechizitoriu și spun: bine, dar pe tine te unge, cine te unge? Tu nu știi cine e femeia aceasta, cum de-i permiți, cum de-i dai voie? Și Mântuitorul scoate de acolo una din perlele extraordinare ale învățăturii sale și spune: femeii acestea, i s-a iertat mult. Din cauza asta iubește mult. Ție cât i s-a iertat, Simeon? Cât i s-a iertat? Fusese vindecat de lepră. Lui trebuia să îi se ierte același păcat. Și Mântuitorul îi spune: auzi, nu mi-ai dat sărutare când am intrat, era vorba de sărutul de frate, mult obișnuit în cultura ebraică. Nu m-ai sărutat, nu mi-ai spălat picioarele. Oare de ce? Repet, gestul Mariei îl trece în umbră pe cel al lui Simeon. Și de acolo învăț un lucru, și anume, îl vedeți pe Iisus Hristos ca un Dumnezeu de departe, stând undeva în univers la butoane? Sau îl vedeți pe Dumnezeu ca un Dumnezeu care vine aici și care are o relație cu tine extrem de umană? Este aici El și spune: nu mi-ai dat sărutare, n-ai fost atent cu mine, nu mi-ai dat respectul de care aveam nevoie, nu ai făcut pentru mine ceea ce a trebuit să faci. Nu vi se pare fascinant lucrul ăsta? Un Dumnezeu care nu se mulțumește să stea undeva sus, ci care coboară printre tine, printre noi, și stă de vorbă cu tine la masă și se adresează cu tine într-o relație perfectă de frate. Dacă lucrurile stau așa, vreau să te întreb: nu se poate întâmpla ca vreodată și tu să te fi purtat neatent față de El? Nu se poate ca vreodată să consideri că toate lucrurile ți se cuvin datorită inerției,
Și că nu trebuie să mulțumești, nu trebuie să te închini și nu trebuie să iubești. Nu cumva se întâmplă treaba asta. Era cu câteva zile înainte de crucificare. Apoi, mai aproape de crucificare, după vreo 3 zile, mai mult de 3 zile, Mântuitorul pleacă cu ucenicii săi și merge cu el, cu ei să serbeze Paștele și îi duce în camera de sus. Și când intră în camera de sus, omul care pregătise locul, pregătise absolut tot, în afară de un lucru. Vă amintiți? Era acolo un lighean, era apă și era ștergar. Toate pregătite. Momentul de deschidere a întregii ceremonii pascale era momentul de spălare și de curățire a oaspeților. Fiecare și-a găsit un loc. 12 scaune. Mântuitorul în centru. Și toată lumea se făcea că nu se uită spre ligheanul respectiv. Niciunul nu privea la prosop. Știți, avem abilitatea asta. Să ne facem că nu vedem, să ne facem că nu știm, că ne uităm în altă parte, că nu ne pasă, că... Și cu cât timpul trece și cu cât ucenicii discutau de toate problemele, numai de ceea ce trebuia să se întâmple, să înceapă actul acela pascal, Mântuitorul stă acolo. Dacă n-ar fi fost Maria cu câteva zile înainte, poate că ucenicii n-ar fi fost vinovați. Dar cu câteva zile înainte, Maria venise și îi spălase picioarele. Acum Mântuitorul stătea în mijlocul lor. Vreau să vă întreb, de ce le este rușine să se ducă și ei să spele picioarele Domnului Iisus Hristos? Din ce cauză le e rușine? Din ce cauză fiecare așteaptă să îi se spele picioarele lui? Repet, dacă n-ar fi fost Maria să le fi dat lecția respectivă, poate că i-aș fi înțeles. Dar imaginați-vă fiecare stând pe scaunele lor și lipsindu-le Maria. Ce fel de imagine aveau ei despre Dumnezeu? Ce fel de imagine aveau ei despre Domnul Iisus Hristos? Un Dumnezeu care poate să... Dacă vrea, poate să rezolve El toate lucrurile. Nu e nicio problemă. Ne-a dat pâine. Ne-a dat bani când am avut nevoie. Ne-a dat de toate. El n-are nevoie de nimic. E adevărat? E adevărat că n-are nevoie de nimic? Haideți! Haideți cu mine. E adevărat că n-are nevoie de nimic? Sigur că da. E adevărat sau nu e adevărat? Așa e că nu e adevărat? Pentru că cât de adevărat e că n-are nevoie de nimic, în același timp Dumnezeu însă, inima lui nu este inima unui Dumnezeu care stă departe și apasă pe butoane. Dumnezeu nu are o relație de computer sau prin computer cu noi. Dumnezeu are o relație extrem de personală. Dumnezeu e acolo, lângă mine. E lângă tine. Vreau să înțelegeți lucrul acesta. Ne este mult mai convenabil să credem că Dumnezeu este undeva sus, ascuns în universul Lui. Ne este mult mai greu să credem că Dumnezeu chiar se amestecă cu noi în zilele vieții noastre. Deși în Geneza există un nume, Mahanaim. Știți ce înseamnă numele acela? Tabără îndoită. De ce? Acolo se spune că în Geneza, că în timp ce oamenii se plimbau, credincioșii lui Dumnezeu se plimbau pe pământul acesta, dintr-o parte într-alta, i-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Foarte poetic, foarte plastic. I-au întâlnit îngerii? Le plăceau îngerilor să-și delecteze privirea cu pământul acesta? Nu știu, nu mă pronunț. Dar știu că e o realitate. Știu că Dumnezeu a coborât aici înainte de crucificare să vadă, să simtă, să știe.
El a fost acela care a pus mâna pe pulsul istoriei și pe pulsul nostru să vadă ce se întâmplă cu noi. Dumnezeu n-a stat deoparte fără să se intereseze. Dumnezeu a venit aici implicându-se în lumea mea. Acela era sensul acelor minute de așteptare. A venit aici Dumnezeu. Și tu, ce faci cu El? Ce faci cu El? Și nimeni dintre ucenici n-a avut viziunea Mariei. Niciun. Așa că s-a sculat Mântuitorul și a pus ștergarul și a spălat ei, el pe ei, pe toți. 1, 2, 3, 4, 12. Au ratat cel mai frumos lucru. Mântuitorul spune despre Maria, zice, mi-a pregătit trupul pentru înmormântare. Ei puteau să facă același lucru. Și n-au făcut-o. Au vrut să îl pregătească pentru înmormântare mai târziu. Când zice, femeile i-au pregătit miruri. Și n-au putut să-și arate stima lor și iubirea lor în felul acesta. A avut un moment posibilitatea asta. A avut un moment fereastra asta. L-au ratat și nu s-au mai întâlnit niciodată cu el. Înțelegeți cât de mult Dumnezeu vrea o legătură personală cu noi? Pricina de potignire despre care vorbim aici se așează în domeniul acesta, în relația aceasta extrem de apropiată de noi. Iisus Hristos spune, dacă vrea cineva să înțeleagă cine este Tatăl, va ajunge să-L cunoască pe Tatăl doar prin mine. Eu îl descoper pe Tatăl. Ceea ce spune Mântuitorul este faptul că aceeași nevoie de apropiere o are și Tatăl. Și Tatăl vrea să fie aproape de voi. În Ioan 16 există gândul acesta al Domnului Iisus Hristos, fantastic, în care ni se dă asigurarea că Tatăl ne iubește. Versetul 27, că și Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Cu alte cuvinte, în dragoste există această nevoie de afecțiune extrem de personală. Nu vă purtați cu Dumnezeu ca și când ar fi un Dumnezeu al distanței. Purtați-vă cu Dumnezeu ca și când Dumnezeu ar fi acela care chiar îl interesează să-i spuneți, Doamne, te iubesc. Doamne, te apreciez. Punctul al doilea pe care aș vrea să îl trec în revistă mai scurt cu dumneavoastră este Ioan 6, 53-56. Mântuitorul ne introduce în scena a doua în momentul în care zice adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul Fiului Omului și dacă nu beți sângele Lui, n-aveți viață în voi înșivă. Cum e asta? Dacă nu mâncați trupul și beți sângele. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică. Eu îl voi învia în ziua de apoi, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. Foarte mulți privesc la cruce și la jertfa Domnului Iisus Hristos ca fiind o performanță a Mântuitorului. Vă aduceți aminte de textul care spune, eu îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau de bună voie. Aceasta este porunca primită de Tatăl meu. Am vorbit despre textul acesta săptămânile care au trecut. Sigur, mulți zic, Domnule, este extraordinar. Uite ce a făcut Iisus Hristos. Și-a dat viața și pe urmă a înviat. Are putere, este Dumnezeu și așa mai departe. O filozofie întreagă în legătură cu moartea, învierea, cu domnia Lui asupra morții.
Dar dacă rămânem doar la nivelul acesta și nu înțelegem Ioan 6, pierdem enorm. Sunt mulți creștini care văd crucea doar la nivelul acesta, uite ce mântuitor avem. În Evul Mediu, creștinii au considerat că mânerul săbiei e un fel de cruce. Și au depus jurământul lor de cavaler pe sabia respectivă. Au trecut semnul crucii pe scuturi în momentul cruciadelor, crezând că în felul acesta împlinesc porunca lui Dumnezeu. Ideea era că Dumnezeul creștin e mai puternic decât toți ceilalți Dumnezei. De ce era mai puternic? Prin cruce. Care era demonstrația? Sigur, a învins moartea și a înviat. Uite ce Dumnezeu puternic avem. Total insuficient. Mântuitorul îi avertizează pe ucenicii înainte. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Crucea nu este un eveniment exterior care s-a întâmplat acolo pe Calvar. Crucea trebuie să fie evenimentul care să ajungă la mine și la tine. Vreau să te întreb, știi ce gustare? Crucea? Știi ce gustare? Ai pătimit împreună cu Iisus Hristos? Ai reușit să-L înțelegi? Ai reușit să înțelegi taina neprihănirii lui Dumnezeu, dar în același timp și taina păcatului, a nelegiuirii? Ai reușit să înțelegi prăpastia care este între noi și Dumnezeu? Ai reușit să înțelegi cât costă lucrul acesta ca omul să fie traversat, să fie luat de mână și traversat prin cruce și cu ajutorul crucii până dincolo? Ai mers cu Iisus Hristos de mână în fiecare zi? Știi că lucrul ăsta s-ar putea să-și ceară moartea? Știi că lucrul acesta s-ar putea să ceară un experiment interior al morții cum n-ai experimentat până acum? M-am întâlnit cu un cuplu și la un moment dat bărbatul se plângea și spunea: ce mă fac? Soția mea nu gândește la mine, este ca mine, este rece. Mă rog, nu avem aceeași pungă financiară. Ea e cu banii ei, eu sunt cu banii mei. Nu ne înțelegem. Este o continuă tensiune între noi. Ce să fac? Ce să fac? Ca niciodată mi-a venit în minte faptul că în anumite situații ni se cere să murim. În anumite situații ni se cere să murim. Și există textul care spune: sămânța care nu moare nu aduce roadă. Dacă vrei să-ți câștigi soția sau soțul, iubești-o atât de mult încât să se vadă că poți să mori în fiecare zi. Poți să mori în fiecare zi. Ieremia 31:27 este textul care mă apropie de încheiere. Este un text care m-a surprins. 31:27. Iată, vin zile, zice Domnul, când voi însămânța casa lui Israel și casa lui Iuda cu o sămânță de oameni. Ce înseamnă cu o sămânță? Voi însămânța casa lui Israel cu o altă, cu un alt neam de oameni, cu o altă sămânță de oameni, cu oameni de altă sămânță, de alt soi. Dumneavoastră, înțelegeți împreună cu mine că scopul lui Dumnezeu este ca această biserică, cei ce suntem aici, să fim sămânța nouă a lui Dumnezeu pe care El a pus-o în lumea asta.
Și textul spune, dacă sămânța nu moare, nu aduce rod. Cu alte cuvinte, în momentul în care prietenul meu stătea acolo și spunea, ce mă fac, că nu reușesc să rezolv problema. În momentul acela, viziunea aceasta ideea asta de aici din Ieremia 31 mi-a transmis această idee. Ești în procesul de schimbare a lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să te schimbe să fii un alt fel de om. Să fii un om cum nu este altul pe pământul ăsta. Un om care moare în fiecare zi pentru ca să poată să aducă rod. Rod unde? În soția lui. În soțul tău. În biserică. În societate. Să aduci rod. Pe unde treci să se bucure oamenii că existi. Pe unde treci să se adune oamenii în jurul tău. Există un moment în viața Domnului Iisus Hristos când l-a vindecat pe demonizat. Demonizatul din Gadara. De fapt sunt doi. I-a vindecat și după aceea demonizatul s-a așezat la picioarele Domnului Iisus Hristos și vă aduceți aminte rugămintea făcută de demonizat. Vă amintiți? N-a mai vrut să plece. El a zis, eu nu mai plec de aici, de la tine. Nu mai plec. Dar de ce nu mai vrei să pleci? Mi-e frică să mă duc în altă parte. Se poate întâmpla ca dincolo, despărțit de tine, obiceiurile rele, cei ce mă stăpâneau până acum să revină. Nu, eu rămân cu tine. Asta era atmosfera care era în jurul Domnului Iisus Hristos. Oamenii se simțeau bine acolo unde era El. Se simțeau eliberați de griji, de poveri, de chinul sufletesc în prezența Domnului Iisus Hristos. Veneau la El ca la medicul care reușea să le rezolve problemele lor. Vreau să te întreb, ai experiența asta cu Iisus? Aici ne cheamă El. A fi creștin înseamnă să trăiești în felul ăsta cu El în fiecare zi. Problema nu este dacă există Dumnezeu, ci problema este dacă Dumnezeu seamănă cu Iisus Hristos. Asta e tot. Adică spune, eu îl descoper pe Tatăl. Ce fel de Dumnezeu ai? Este un Dumnezeu care este aici, care își dă viața pentru tine? Ăsta este conceptul de Dumnezeu care te conduce? Sau ai o altă imagine despre Dumnezeu care te trimite în stânga, în dreapta, în alte domenii? Asta este definiția lui Dumnezeu. Iisus Hristos. Încă o dată, definiția lui Dumnezeu este Iisus Hristos. Înțelegeți de ce Satan îl urăște atât de mult pe Domnul Iisus? Înțelegeți de ce lupta lui Satan este împotriva lui Iisus Hristos? Înțelegeți de ce textul Bibliei spune că sfinții lui Dumnezeu care au mărturia lui Iisus Hristos, unu, și poruncile lui Dumnezeu, cele două elemente fundamentale de definire a relației lui Dumnezeu cu noi, este Iisus Hristos care îl descoperă pe Tatăl și poruncile lui Iisus Hristos care arată voia Tatălui. Cele două realități care ne sunt la îndemână. Nu mai este mult timp și istoria pământului acestuia se va încheia în gloria lui Dumnezeu. Ne este promis că Dumnezeu se va întoarce. Pentru puținul timp care mai e de aici încolo, aș vrea să te invit la o relație personală cu Iisus Hristos. O relație de felul acesta în care să întinzi mâna în fiecare zi. Să mergi cu El de mână în fiecare zi. Înțelegeți metafora folosită? Te-aș ruga să nu pleci de acasă dimineața până nu-ți umpli sufletul de conștiința iubirii Lui. Ia-ți timp.
deschide cuvântul lui Dumnezeu și ascultă-L cum îți spune, te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez toată bunătatea mea. Lasă-L să-ți spună lucrul ăsta o dată, de două, de trei ori, până când teama, însingurarea, nesiguranța se duc și pleci cu certitudinea faptului că ești un om iubit de Dumnezeu. M-am întrebat întotdeauna de ce Daniel a ales să se închine de trei ori pe zi lui Dumnezeu. Dimineața, la prânz și seara. De ce o fi făcut? Îmi place gândul că Daniel era atât de aproape de Dumnezeu încât nu putea să treacă mai mult. Chiar nu putea să treacă mai mult fără să plece genunchiul. De asta și Dumnezeu îi spune, Daniele, om prea iubit și scump. Credeți că va fi cineva în împărăția lui Dumnezeu față de care Dumnezeu să nu folosească cuvântul prea iubit? Crezi că vei ajunge în cer fără ca Dumnezeu să spună, ești prea iubit? Nu! În cer vor ajunge prea iubiții lui Dumnezeu. Nu este o amenințare, este o provocare. Prea iubiții lui Dumnezeu care, într-adevăr, construiesc o legătură cu El în fiecare zi, în fiecare moment. Nu sta nepăsător. Să nu ți se pare că ideea de neutru te avantajează. Adică vin la biserică sâmbătă asta, dau zecime și așa mai departe. Dragii mei, și Simeon a făcut un mare ospăț Domnului Iisus Hristos. Dar Mântuitorul l-a întrebat simplu, dar sărutare știi să dai? Mult mai intim. Mult mai intim. Mântuitorul ne va întreba despre intimitatea noastră cu El. Despre momentele acelea în care eu petrec timp cu El sau nu. Ălea vor fi cele care vor defini mântuirea. La sfârșitul a aproape două săptămâni în care am vorbit despre Dumnezeu, despre ce face pentru noi, despre experiența, despre istorie, este vremea să stabilim un lucru și anume că toate acestea despre care am vorbit până acum trebuie să ne conducă aici. Să mă întâlnesc cu Dumnezeu într-un moment de iubire fără egal. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez toată bunătatea. Puteți iubi? Puteți iubi? Da sau nu? Da sau nu? Nu, frații mei, una dintre problemele noastre este că nu putem iubi. Am spus-o și o repet. Faceți cumva. Rămâneți cu El să vă învețe El iubirea. Așa cum iubim noi, nu-i bine. Distanța pe care o aplicăm noi între noi și El e prea mare. A trăi cu Dumnezeu pe pământul ăsta înseamnă să încerci sau să începi să trăiești de aici ca și cum ai fi cu El în cer. Vă mulțumesc pentru asta. Vă mulțumesc pentru că sunteți frați cu El și frați cu mine. Vă mulțumesc pentru că crucea ne învață că un Dumnezeu care ne-a mântuit este Dumnezeul care s-a coborât și a rămas cu noi, printre noi. Amin.